Last time in an international sport show jumping, Chinara. Thank you.
Te chinui puțin. Da. Francesca, ne chinuit și tu. Mărturisesc că am plâns atunci când ți-ai luat la revedere de la căluțul tău. E adevărat, ai și tu 17 ani? Da. Ca și el. Așa. Foarte interesant. Ce destin. Tu acum începi, practic, sau sigur continui, dar va fi o rampă de lansare. Și ți-ai rămas bun, da. De la... Vorbește-mi despre căluțul tău. Păi Cuinara. Cuinara, cum am zis mai înainte, chiar este iapa mea de suflet. Și m-a ajutat, efectiv, să trec prin toate dificultățile. Cu un curaj extraordinar. E foarte curajoasă ca și iapă. Mai are momente să reductivă, dar chiar nu le regret deloc. Și, să fiu sinceră, n-aș schimba nimic, chiar deloc. Iar... Cuinara chiar m-a ajutat să evoluez ca și călăreț. Iar m-a învățat ce înseamnă să ai încredere în sine și în ea. Și... M-a ajutat când ai spus că a avut momentele ei de divă. Hai, povestește-ne câte ceva din... ce face un căluț atunci când are personalitate, atunci când înțelege asta? Păi, ca să fiu sinceră, orice cal bun, așa cum e Cuinara, are un micuț defect, să zicem. Ea, de exemplu, mai era din când în când, hai să zicem, se comporta ca o prințesă, adică mai avea fiță, să zicem, la terenul de încălzire de fiecare dată înainte să intru în probă cu ea pe parcurs, mai avea momente sale în care zvârlea, dădea după cai, după obstacol se juca. Da, e puțin enervant, adevărul, dar de fiecare dată când intram în terenul de concurs cu ea, efectiv se concentra pe obstacol și nici nu se mai speria de absolut nimic ce era din jurul ei și își făcea treaba din super și făcea treaba. Thank you very much, Francesca. And this is the tradition for our Taiwan ceremony to take off the saddle for the last time in the horse carrier. That's why the groups and the riders are taking off the saddle in front of you in the morning. After we'll get the horse in liberty a few minutes in this arena. Sunt convinsă că le-ați înțeles, indiferent prin ce limbă s-a făcut. Și pentru că există o tradiție, această despărțire de cai, se face acest lucru de pe tatăl, de la mamitele, fără niciun fel de atașament, fără șara, fără zăbăluță. Și chiar dacă n-am încălcat acest cara, vă rog să mă înțelegeți că sunt și noi mulțumită. Știi ce vreau să te mai rog? Să-mi povestești cele două etape în viața Chiarei? Cuinarei, așa. Până acum, ce făcea acum? Care era viața ei? Acum când evolua, când trebuia să se pregătească pentru concurs, când trebuia probabil să-și mențină greutatea, să aibă un stil sportiv. Deci, cum era viața până acum și cum va fi de acum înainte? Păi, viața până acum, ținând cont de vârsta ei, na, acum a făcut 17 ani toate astea, acasă, pe la antrenamente, nu prea făceam mare lucru cu ea, adică mai mult o menajam, încercam efectiv să o păstrez într-o bulă, așa cu puf, să o protejăm, să nu se lovească și toate astea. Iar săream, cred că, o dată pe săptămână acasă și în rest mă duceam la concursul cu ea și făceam acolo 3 zile de concurs, 4 zile, iar după iarăși mă întorceam acasă, iarăși o menajam. Cam asta făceam cu ea. Și bănuiesc că aveați un regim alimentar, îi dădeați anumite alimente la anumite ore? Da, așa este. Așa este. Are o mâncare specială ea. Ca și cum
Am tot scaie, într-un fel, da, de energie, de vitalitate. Francesca, se poate face o paralelă cu viața noastră a oamenilor? Acum, la ce vârstă este Queen Ara? 50 de ani? Cred că mai mult. Mai mult? Sau nu știu, eu nu mă pricep da, la din asta. Dar am înțeles că cam 30 de ani trăiește un cal. Poate sunt și 60 de ani în viața cailor. Ai prea mult ce-ți cer, cred. Bine, Francesca, dragă. Atunci povestește-mi ce înseamnă că o lăsați în libertate. Și ce faceți cu ea mai departe? Pentru că ea va rămâne căluțul tău. Ea o să mai rămâne căluțul meu și deja de luni o să o las pe câmp și o să o las aici la Hepneacova. Da. O să o las pe câmp și o să dau la muntă. Și să sperăm că o să iasă un mânz frumos și campion. Să ducă tradiția mai departe. Exact, așa cum e ea până la urmă. Francesca, îți mulțumim foarte mult pentru lacrimile din ochii spectatorilor. Chiar mă bucur că spectatorii au apreciat această ceremonie. Vă pupăm pe amândoi, da? Ok. Succes în continuare! Mulțumesc! Te pup! Fie. Ladies and gentlemen, as usual, to clap your hand in the memory of Queen Ara.